Hei, eu sunt Alisa și voi sunteți pe canalul Alisa Slime. Astăzi o să vă arăt cum să faceți fluffy slime cu sclipici. Înainte de a începe acest video, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru cei 230 de abonați, pentru vizionări, pentru că la un videoclip am ajuns la 4000 de vizualizări și pentru comentariile voastre și like-uri. Deci să începem. Pentru fluffy slime cu sclipici, vom avea nevoie în primul rând de lipici. Lichid sau lichid transparent sau aracet. Vom avea nevoie de un bol sau ceva în care să amestecăm și ceva cu care să amestecăm. Foarte important este ca lipiciul să conțină PVA. Pe majoritatea lipiciurilor nu scrie ce conțin, așa că ar fi bine să luați câte unul pentru test. Vom avea nevoie de sclipici. Eu am ales alb și auriu. Vom avea nevoie de spumă de ras, eu am aici Joil, și desigur de glicerină boraxată care se găsește la farmacie. Aceasta are 10 grame de borax din 25. Voi puteți folosi borax, puteți folosi detergent lichid și tot ce aveți voi pe acasă care fac slime, dar dacă folosiți detergent lichid, este foarte probabil să vi se întărească repede. Și cu glicerina boraxată nu se întărește așa de repede. Dacă găsiți borax, totuși la farmacie, puteți să-l luați pentru că este mai bine cu borax. Însă eu n-am găsit, de fapt am găsit, dar n-au vrut să-mi dea. Și să începem slime-ul nostru. În primul rând, va trebui să luăm lipiciul. Să-l desfacem. Și să îl turnăm în recipientul nostru. Eu cred totuși că o să-l pun pe tot. Pentru că vreau să fie unul mai mare, pardon, să fie unul mai mare, chiar dacă se va face dublu de la spuma de ras. După ce am scurs tot lipiciul în recipient, va trebui să punem colorantul nostru alimentar și sau putem să punem tempera. Eu am ales să-l fac un albastru deschis. Așa cum am zis, puteți folosi tempera, colorant alimentar sau chiar pastă de la Pix sau de la Carioca. Însă se poate întări. Acum o să amestecăm.
până când slime-ul nostru se dizolvă. Nu înțeleg ce e asta aici. Așa. Eu o să mai pun puțin albastru pentru că vreau să-l fac un pic mai pronunțat. O să voi puteți să puneți orice culori vreți și cât vreți. Nu se vede foarte bine pe cameră culoarea, dar e o culoare foarte frumoasă. Pe cameră se vede mai închis. Iar după ce am amestecat, trebuie să punem sclipiciul. Clipiciul îl puteți pune la început sau la sfârșit, chiar nu contează. Pentru că oricum se va incorpora. Cred că eu nu o să mai pun auriu pentru că îmi place foarte mult așa. E o culoare foarte frumoasă. Nu se vede bine pe cameră sclipiciul, dar în realitate e o culoare super. Apoi avem nevoie de spuma de ras pe care o să o punem. Punem cât vrem noi. Eu o să pun mai încolo, dacă mai vreau să mai pun. Însă să vedem cum o să iasă. Trebuie să amestecăm foarte bine. Aproape că a absorbit toată culoarea. Mai punem puțin. Pentru că vreau să-l fac foarte, foarte pufos. Fluffy. Și o să mai pun și un pic de culoare pentru că i s-a dus toată. Cred că la sfârșit o să mai pun și sclipici. Așa, iar acum vom avea nevoie de glicerina boraxată. Eu am cam puțin aici, deci o să mai pun și din aceasta care este nouă. Păi să amestecăm să vedem cum a ieșit. Slime-ul deja începe să se formeze, iar eu voi reveni atunci
când voi termina. Iar acesta este slime-ul nostru. Dacă v-a plăcut, like și subscribe. Bye!